Aș vrea să recitesc din Proverbe, capitolul 30, două versete. Versetul 5. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cei ce se încred în el. Și versetul 6. N-adoga nimic la cuvintele lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Biblia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Prorocul Ieremia era un copil când Domnul l-a chemat la slujba de proroc și el spune la începutul cărții lui pe care a scris-o că i-a vorbit cuvântul Domnului și i-a zis: ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns, zice Ieremia, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis: bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul lui Dumnezeu este ceva ce nu se poate compara cu nimic. Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. De exemplu, în capitolul 55 din Isaia, începând cu versetul 10, citesc: căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu are două sensuri. Are sensul că este cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, și are sensul că este cuvântul rostit și scris până la urmă, care are aceeași valoare și care este imutabil și imutabil și care va rămâne și după ce vor trece cerurile și pământul. Cartea această sfântă, Biblia, care conține cuvintele lui Dumnezeu, a fost o carte foarte prigonită de-a lungul vremurilor. Am citit foarte multe documente istorice, mai ales în primii 300 de ani de creștinism, când împărații romani au dezlănțuit 10 valuri de prigoană împotriva creștinilor. Prima lucrare pe care o făcea un centurion roman când ajungea într-o casă sau într-un locaj de cult, mai modeste, cum erau în vremea aceea, cum începuseră să se construiască în perioadele de pace, după ce loveau cu coada suriților legionari în ușa acelei clădiri, cereau Biblie. Cereau Biblie și le ardeau. S-a încercat pe orice cale ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie distrus. Comuniștii în România, vă aduceți aminte, s-a interzis importul de Biblie. Erau confiscate Bibliile. Mi-aduc aminte că eram la frontieră, la Pustiniș. Am vrut și eu să plec din țară, așa, într-un mod, cum s-a putut pe vremea aceea, să trec frontiera într-un mod ilegal. Și ne-au prins. Și în gențile mele s-a găsit o Biblie. A luat-o locotenentul la major și a dat-o la un soldat. Și a zis către el: bag-o pe foc. Era o sobă de teracotă, era în luna martie. Ce, bag-o pe foc. Și soldatul s-a uitat la ea, parcă îl văd. A zis: toală de major, adică așa foarte repezit, toarăși locotenent major. Asta e Sfânta Scriptură, cum s-o bag pe foc? Bag-o mă pe foc, îți dau permisie 7 zile. A pus-o așa fain frumos deoparte, zice: nu, renunț la permisie. Asta nu pot să fac. Comuniștii au încercat să distrugă Biblia. Au distrus multe Biblii. Au făcut ziare din multe Biblii. Transporturile care le prindeau că intrau în România ilegal. De ce cereau cuvântul ăsta lui Dumnezeu?
Biblia ne spune în textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat. Ce înseamnă că e un cuvânt încercat? Vedeți? Sunt multe cuvinte care circulă în lume. Sunt teorii care au fost emise de oameni. Unele din ele au putut să fie demonstrate. De exemplu, teorema lui Arimede, dacă ați auzit de ea. Probabil că în școală ați învățat-o cei mai mulți dintre voi. Care zice că un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea volumului de apă dislocuit. Arimede ăsta a emis o teorie, o teoremă. Până la urmă. Și astăzi, cu mijloacele care le au oamenii la îndemână, când se poate calcula în detaliu toți vectorii care se nasc într-o acțiune de felul ăsta, când scufunzi un corp într-un lichid, ori ajuns să calculeze pe baza teoremei lui Arimede deplasamentul navelor de mare tonaj. Că 100% a fost dovedit că e adevărat. Că un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea de volumului de apă dislocuit. Dar sunt teorii care nu au fost dovedite niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu este încercat pentru că pus sub lupă. Pus pe, știu eu, o grilă de calcul. Pus rigla de calcul pe el. Simulări pe computer. Acum sunt computere. A dovedit că este adevărat. Adică au încercat cuvântul lui Dumnezeu și spune aici orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. 3000 de ani în urmă, aproximativ. Hai să luăm mai întâi 2700. Pe vremea lui Isaia. Isaia spune un lucru în capitolul 40, versetul 22, el șade deasupra cercului pământului. La vremea aia. Grecii, de exemplu, credeau că pământul îi ținut în spate de un om numit Atlas. Ai auzit, frate Paul, nu? Alte popoare credeau că pământul e plat, ca o față de masă. Și că are patru colțuri. Și stă pe niște stâlpi. Nici vorbă de ideea aceasta că pământul e rotund. Că e un rotocol. Că e ca un cerc. A trebuit să vină era zborurilor spațiale și oamenii se ridice în spațiu și să apară sateliți ca să-l filmeze și așa mai departe și să-și dea seama că Pământul este o sferă rotundă. Dar Isaia a spus cu 700 de ani înainte de Hristos adevărul acesta. Și încercat cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit că e real, că e adevărat. Sau, de exemplu, Iob. 3000 de ani în urmă. Au fost oameni care au plătit cu viața pentru că au afirmat că pământul este o sferă și este și el un corp ceresc ca și stelele la care privim și care plutește în spațiu. Și nici măcar biserica din vremea aceea n-a putut să accepte o astfel de teorie. Pentru că au găsit ei prin Biblie scris despre stâlpii pământului, care nu sunt fizici, sunt la nivel spiritual. Dumnezeu ține pământul pe orbită. Și au fost prigoniți oameni, au fost omorâți pentru un adevăr pe care Biblia îl scria de mult. Uitați ce spune Iov. În capitolul 26, versetul 7. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Cum de-a știut Iov? Cum de-a știut autorul cărții lui Iov să scrie acum 3000 de ani un adevăr pe care au ajuns să-l constate oamenii în timpurile noastre moderne după 1800?
Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. În Psalmi, în Psalmul 119, versetul 140 spune: Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Pentru că nu l-a rostit un om. Pentru că a rostit cuvântul acesta Dumnezeu prin inspirație către cei care au scris Biblia. De ce a rămas cartea asta în picioare? De ce n-au putut-o să o distrugă cezarii romani? De ce? Pentru că Domnul Hristos a spus că mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să treacă o singură iotă, frântură, din cuvântul acesta să nu se împlinească. Eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc, a zis Dumnezeu la Ieremia. Cartea aceasta, cuvântul acesta lui Dumnezeu, este o carte care, pe oamenii care o citesc, pe oamenii care o acceptă, pe oamenii care o cred, îi păzesc de multe lucruri rele și de multe decizii greșite și de multe erori în viața lor. Biblia spune, în cartea aceasta sfântă, de exemplu, că Universul are un început. De exemplu, în capitolul 1 din Biblie, în cartea Genesei, versetul 1 spune: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Sunt multe versete în Biblie care vorbesc despre faptul că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. De exemplu, în cartea lui Neemia spune: Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Isaia spune și el, dacă citim în cartea lui, în capitolul 51, de exemplu, dar citim mai întâi din capitolul, cred că 44, sunt mai multe versete în Biblie, prima dată din 40, versetul 25, începând: Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Ce cheamă pe nume? Toate aceste lucruri pe care le privim pe bolta cerului, adică miliardele de stele, mulțimea astrelor, în Psalmul 33, versetul 6 spune: Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Adică tot ceea ce privim în univers, în cosmosul acesta, e lucrarea lui Dumnezeu. Toate au un început. Și a fost un moment când nu era nimic. De exemplu, în Proverbe, în capitolul 8, vorbind despre obârșia înțelepciunii, care este Domnul Iisus Hristos, scrie foarte explicit că la un moment dat nu era nimic. Spune, începând cu versetul 22, Proverbe 8, Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Și aici, bineînțeles, că este vorba despre Domnul Iisus Hristos, că El este Cel în care sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii, ne spune Biblia. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul, înainte ce am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate de ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile.
că nu erau încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Adică nu era nimic. La un moment dat, două regimuri totalitare și, bineînțeles, sprijinite pe niște teorii nedovedite niciodată. Numai cuvântul lui Dumnezeu e încercat. Au făcut afirmații de genul, materia este veșnică, fără început și fără sfârșit. Și materia se organizează prin ea însăși. Regimul nazist, Germania, a avut oameni care au făcut această afirmație. Poate vă aduceți aminte cei mai în vârstă care ați trăit sub comunism în România, că era acel materialism dialectic. Marx și Engels, care au vorbit despre infinitatea materiei din totdeauna și pentru totdeauna. Doar că se transformă. Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune că a fost un timp când nu era nicio fărâmă din pulberea lumii. A fost un Einstein care a descoperit teoria relativității. A fost un Leitmer care a venit cu un concept și s-au făcut calcule matematice. Că pământul acesta are un început. Dar nu l-a băgat nimeni în seamă până când unul Hubble cu un telescop imens privind spațiul, cosmosul, a descoperit două lucruri. Că stelele se deplasează unele față de altele și își măresc distanța, galaxiile își măresc distanța dintre ele și chiar dintre punctul nostru de plecare față de noi, galaxiile se depărtează. Cum s-a ajuns la concluzia asta? A fost un lucru specificat în fizică, în astrofizică, că spectrul violet, de exemplu, dovedea apropierea unui corp de noi și spectrul roșu dovedea depărtarea unui corp de noi. Și în spectrul ăsta roșu, cu telescopul ăla Hubble, care s-a confecționat, care a primit numele celui care l-a pus în funcțiune, s-au observat aspectele acestea. Și au zis, vai de mine, Universul este în expansiune. Universul nu-i static, cum s-a crezut. Materia nu-i statică. Universul este în expansiune. Se mișcă. Dar lucrul ăsta îl spunea Biblia. Zice aici, ce am citit din Isaia, ridicați-vă privirea spre cer și priviți. Cine a făcut să meargă în șir oștirea lor? După număr. El le cheamă pe toate, pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Scrie în altă parte în Biblie că el cunoaște numărul stelelor și le dă nume la toate. Și în Geneza zice că el a făcut și stelele. A fost o problemă. În un alt regim criminal, comunismul sovietic, bolșevismul, au avut oameni de știință care au ajuns la aceeași concluzie. Universul este în expansiune. Adică se umflă ca o minge, se depărtează unele de altele. Corpul cerește. Ei, de dacă e în expansiune, înseamnă că cândva au pornit de undeva. Și s-au făcut socoteli, s-au făcut calcule, s-a ajuns să construiască computere care să calculeze. Și s-a ajuns la concluzia că undeva cu 13 miliarde, 800 de milioane de ani în urmă, Universul a pornit de la un punct fix, a cărui volum avea valoarea zero, dar avea o energie colosală. Adică materia nu exista. Și nu vă țin acum o prelegere de astrofizică. Dar teoria care circulă astăzi și singura care a putut fi decât dovedită prin calcule matematice, este că există un Big Bang, o explozie inițială de unde a pornit Universul. Și dacă verificați foarte detailat această teorie, o să constatați că sunt unii care se feresc de cuvântul Dumnezeu.
se feresc ca de foc să-l pronunțe. Nu vor să se ajungă să se afirme că Universul are un început și deci în spatele începutului lui trebuia să existe cineva care i-a provocat acest început și acel cineva e Dumnezeu. Dar Biblia spune treaba asta. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și calculatoarele moderne și telescoapele gigantice construite de oameni pe planeta aceasta Pământ au dovedit acest adevăr al Bibliei că a fost un timp când n-a fost Universul și a apărut din nimic. Și numai Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt și ele se înfățișează înaintea Lui și iau ființă. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul lui Dumnezeu este încercat. L-au pus la rigla de calcul. L-au pus pe computer. Cum se poate să creeze? Ce ființă să fie aia care să creeze Universul? Ăsta din totdeauna au spus naziștii și comuniștii. Și s-a descoperit că nu e așa. Că a fost un început când n-a fost. Că dacă... Și s-au făcut simulări pe computere. Dacă mergem cu 14 miliarde de ani înapoi aproape, găsim un punct. Toată masa Universului, toată energia cosmosului, dar volum zero, adică nu există materie. Numai o superforță. N-au vrut să-i spună Dumnezeu. Dar e vorba de Dumnezeu. Pentru că El a întemeiat în vechime Pământul. Au fost aceste două concepte despre existența Universului. Un, materia e statică, e veșnică, n-are început, n-are sfârșit, doar se transformă, se rostogolește. Și a fost concepția aceasta dovedită a fi adevărată că materia are un început, că a fost un moment când nu era, și asta este o dovadă a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că așa cum a spus Isaac Newton, un om de știință remarcabil, responsabil de descoperirea legii gravitației, că dacă Universul acesta este un act al gândirii, cum trebuie să fie, nu se poate să fie altfel, atunci, în spatele actului în sine, trebuie să existe gânditorul. Cineva a gândit și a acționat. Citeam niște constante matematice, 10 la puterea minus 34, sau știu eu, cât de îngustă a fost acea limită, ca să spun așa, de ce s-a întâmplat atunci, care putea să ducă spre un dezastru, să nu se mai agreeze niciodată materia, sau să nu pornească niciodată la drum. Sau să se împrăștie ca fotonii de lumină și să nu fie niciodată planete și așa mai departe. A fost un echilibru extraordinar de sensibil. Și numai o minte, numai o inteligență superioară, numai o ființă cu putere extraordinară care să țină Universul acesta în echilibru a putut să facă așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt inspirat. Este un cuvânt care poate fi pus la probă. Și Biblia spune aici și încerc să nu lungesc foarte mult. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Au fost oameni care în viața lor, în fața morții, s-au apărat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că s-au apărat cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, au rămas în viață. Au fost și oameni care au murit ca martiri din pricina acestui cuvânt. Dar au fost încununați în cer ca biruitori. Au fost momente când acest cuvânt al lui Dumnezeu, luat ca atare și crezând în el și aplicându-l în viața ta, o salvat căsnicii în derută, în dezastre. O salvat familii de la dispariție. A salvat familii de la sărăcie, de la lipsuri. Crezând în acest cuvânt. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat. Pot să vă dau foarte multe exemple din Scriptură. Dar ar fi prea lung. Mai luați Biblia acasă și mai citiți. Ce zice lui Dumnezeu despre cuvântul acesta lui? Ce rol are? Ce face el?
Uitați-vă pământul ăsta al nostru, care este undeva la 155 de milioane de kilometri de soare. Știți că un pic mai aproape de soare, apele oceanelor fierbe și pământul acesta n-ar mai putea găzdui viața. Un pic mai departe de soare, pământul ar îngheța, bocnă, și iar n-ar mai putea găzdui viața. Cum de a fost așezat exact, și acesta este un principiu pe care oamenii îl numesc principiu antropic, cum de a fost așezat exact la distanța potrivită? Să nu îngheți complet și să nu fierbi, să nu te topești de căldură. Mai sunt planete în sistemul solar. Mercur e o planetă arsă și pârjolită de soare, prea aproape de soare. Niciodată pe ea nu va putea să fie viață în condițiile actuale. Venus, considerată o soră geamănă a Pământului, prea aproape de soare, o temperatură de 500 de grade la suprafață. Sondele marinerii care au trecut în apropiere, prin stratosfera ei, au descoperit că e un iad fierbinte. Marte, prea departe de soare. Presiunea atmosferică undeva la 4, nu știu cât miliambari. Pământul are 1049 de miliambari presiune atmosferică. Poate găzdui viața. Are o bogăție de atmosferă între care, în care intră și compoziția aceasta a oxigenului, a azotului. Biblia ne spune aici, El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-am timp să vă spun foarte mult despre asta, o să avem o predică separată să vorbim despre cum poate fi Cuvântul lui Dumnezeu un scut pentru cineva. Dar vreau să mai mă refer la un lucru. Aici spune, n-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Pentru frații mei creștini, care au Biblia, frații mei creștini care stau cu Biblia înaintea lor, acasă, pe amvon, predică din Biblie. Și așa de multe lucruri nu-s mai spuse din Biblie. Adică se mai adaugă la Biblie, se mai scoate ceva din Biblie. Biblia spune că Dumnezeu îi va pedepsi pe cei care adaugă și care scot din Biblie. În cartea Apocalipsei, capitolul 22, sunt două versete cheie. Îs așezate la sfârșitul Bibliei. Dacă este versetul 1 din Genesa, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, și apoi urmează toată această carte, Biblia, toate cărțile, însumate aici, în această carte, în Sfânta Scriptură, cum o mai numim noi, este și aceste cuvinte, ca o pecete pe cartea Apocalipsei, dar pentru că la sfârșitul Bibliei consider că Duhul Sfânt a avut în intenție să fie și pentru toată Biblia. Spune aici, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Că dacă va adăuga cineva ceva la ele, nu poți adăuga la Biblie, dragul meu frate, draga mea soră. Dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Deci nici să adaugi, nici să scoți. Cuvântul lui Dumnezeu e unic și trebuie să rămâne ca atare. Vreau să vă spun, e foarte important pentru noi toți care suntem aici și pentru cei care poate ne aud de departe. Există teorii în creștinism. Există foarte multe fațete ale creștinismului. De ce există? A fost Biserica Catolică, la început, a devenit universală catolică prin anul 300 și ceva, după cele două concilii, când s-a stabilit și crezul la Nicea și la Constantinopol, și a încercat biserica aceasta devenită universală să elimine orice fel de, aș zice,
ce nu se potrivea cu crezul pe care l-au adoptat. A venit Marea Schismă, 1054, s-a despărțit ramura răsăritiană, Biserica Ortodoxă a apărut și apoi au început să apară protestanții, neoprotestanții și așa mai departe. Se pare că sunt vreo 3000 de fațete de creștinism. De ce? Pentru că nu se ia tot din Biblie, nu se ia tot din Biblie. De exemplu, Apostolul Pavel, la un moment dat, îl spune aceste cuvinte în 2 Corinteni, în capitolul 2. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Spune un text pe care l-am citit de multe ori din 2 Petru, capitolul 2, despre unii oameni care se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și Biblia spune 2 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 1, în rod s-au ridicat și proroci mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Oameni care schimbă în destrânare harul lui Dumnezeu. Oameni care strică cuvântul lui Dumnezeu. Care nu mai lasă Biblia așa cum îi. Vă dau câteva exemple. În Biblie, în cartea asta sfântă, în cartea Genesei, nu mai caut că timpul trece foarte repede, ne vorbește Biblia că Dumnezeu a făcut pământul acesta. În 6 zile. Dacă punem și ziua de odihnă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o, 7 zile. Și spun unii, nu se poate, băi frate. Pământul ăsta nu e numai de 7000 de ani. Nici eu nu spun că e. Dar creația de care vorbește Genesa, consider că este de 7 zile. Nu se poate, frate, pentru că, da, probabil că cele 7 zile e vorba despre 7 ere geologice. Fiecare eră însumând milioane de ani. Știți că sunt și creștini evoluționiști? Sunt creștini teiști care cred că Dumnezeu a creat. Dumnezeu a zis și ce a zis Dumnezeu a luat ființă. Și sunt și creștini evoluționiști care cred că a început un lung lanț evolutiv pornind de la amibă. Da, Dumnezeu a făcut viața într-o formă primitivă, dar apoi ea a trecut prin multe etape până a ajuns foarte complexe ca astăzi. Foarte fals. Biblia spune că Dumnezeu, lumea asta în care noi trăim, pământul ăsta, l-a pregătit pentru a găzdui pe om, pe el, în 6 zile lucrătoare. Și în ziua 7-a s-a odihnit. Și după 6 zile s-a uitat la tot ce a făcut și le-a găsit că sunt foarte bune. A făcut toate lucrurile. Biblia spune, adevărul acesta sunt oameni care nu contrazic Biblia în totalitate, dar adaugă ceva la ea. Nu că nu se poate să fie numai așa. Sau, de exemplu, unii cred, de exemplu, viața o dă Dumnezeu. Și El spune în cartea Genesei, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Adică nu te amesteca în, cum să spun, în zona asta care îi aparține exclusiv a lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu dă viața. El a făcut pe femeie să zămislească. Eva de la primul copil declară, am dobândit un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Biblia zice, Dumnezeu a făcut-o pe Ana să zămislească. Și pe toate animalele care trăiesc pe planeta asta. Și vin oamenii și spun, da, da, e valabil cuvântul ăla pentru primii 3 copii ca să se mulțească populația planetei. Dacă 2 oameni fac numai 2 copii, un cuplu, pe populația lumii nu se mulțește, stagnează.
Dacă fac numai un copil, fiecare cuplu de doi, populația lumii scade. Dar dacă fac trei, am împlinit cuvântul. Și nu acceptă că viața o dă Dumnezeu, fie că e vorba de un copil sau de 11 sau de 18, cum au avut Suzanne Wesley, sau cum au surori de ale noastre și astăzi. Sunt multe lucruri. Nu mai am timp să vă spun despre ele. S-a schimbat, spuneam aseară ceva, cina Domnului, de acum 50 de ani până astăzi, a trecut prin schimbări fundamentale, chiar și în cultele neoprotestante. Spălarea picioarelor, care nu se mai practică în multe biserici. Că acolo a fost o ilustrație, că a fost o pildă. Domnul Hristos spune, explicit să faceți. Cum am făcut eu? S-a schimbat. Și dacă citiți cu luarea minte Biblia și vă uitați un pic în bisericile în care frecventați, unde sunteți membri, și cei care veniți aici, o să constatați că sunt foarte multe lucruri pe care nu le mai trăim după cum spune Biblia. Căsătoriile. Acum, diavolul la divorț, adică la păcatul ăla al preacurviei, îi spune divorț și recăsătorire. Și de-aia s-au rumput și bisericile creștine de divorțuri. De-aia. Pentru că acceptăm foarte ușor schimbarea din Biblie. Și zice aici cuvântul Domnului, și am citit de mai multe ori, n-a adăugat nimic la cuvintele Lui. Dacă o zis Domnul Hristos că ori și cine își lasă nevasta și ia pe alta, prea curvește. Oricine care nu respectă cuvântul acesta lui Dumnezeu, care nu-i credincios nevestei Lui. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe, pe care dacă le cercetăm cu luarea minte, descoperim toate aceste lucruri, cât sunt de periculoase, cât sunt de greșite să adaugi la cuvântul lui Dumnezeu. Așa au făcut evreii. Au avut legea lui Moise. Și Biblia spune că nu mai țineau. În Ioan, în capitolul 7, cred, Domnul Hristos îi acuză de acest lucru. Dacă citim, și cu asta o să închei, capitolul 7 din Evanghelia după Ioan, versetul 19 spune, oare nu v-a dat Moise legea? Totuși, nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? De ce? Răstălmăcesc scripturile. Frații noștri, mulți dintre ei, adaugă sau scot din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, cuvântul Tău este un cuvânt încercat. Pentru cei care le-au ca atare și cred în El, este un scut. Dar la cuvântul acesta nu se poate adăuga și nu se poate scoate nimic. Doamne, ajută-ne, ajută-ne să ne întoarcem la Biblie. Amin.